El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a cunoscut. Ne oprim aici și să sperăm că putem trece și mai jos un pic. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. La ce timp se referă Apostolul aici când ne spune acest lucru? Da, frate Sandu? Înțeles cu două versete din Romani 2. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Nu știu dacă se referă Apostolul Pavel la cuvântul despre care vorbește Ioan, sau este vorba doar despre Dumnezeu. Credem că aici, în creație, Domnul nostru Iisus Hristos n-a fost cunoscut. Nici de evrei și poate până mai târziu când s-a făcut această clarificare. Ioan tocmai spune, El era de la început și noi citim în Proverbe, de aceea aminteam și data trecută, Scriptura e tare frumoasă dacă îi putem găsi armonia. Și armonia începe din Genesa și până în Apocalipsă. Așa zice Pavel. Toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și ea e de folos pentru fiecare creștin ca să-l edifice în cunoaștere și apoi și în trăire. Așa că Domnul nostru Iisus Hristos, zice în Proverbe, era înțelepciunea, era Cel ce a lucrat împreună cu Tatăl la opera sa de creiere. Și acum, singur că Ioan zice în versetul acesta că El a fost Cel ce a participat în creiere. Însă în versetul 11 a venit la ai săi, ne spune Ioan, și ai săi nu l-au primit. Adică, ce ne învață acest lucru? A venit la ai săi, cum a venit la ai săi? De ce El a fost în lume și n-a fost cunoscut? Să pun prima întrebare. Cum era în lume și n-a fost cunoscut? Frate Sandu? Aici am putea spune că poporului Israel Dumnezeu i s-a revelat într-un mod special, adică prin legea pe care alte popoare nu aveau. Așa, mulțumesc. E important și acest lucru.
faptul că narațiunea din Geneza nu a fost, cum am zice noi, bine elucidată poporul evreu ca să știe că Iisus a fost cel care a participat la creare. Acest lucru nu le-a fost descoperit până abia mai târziu. Așa cum ne spune versetul care urmează, a venit la Isai, până când el nu face transferul de la curțile cerești să vină în sfera planetei noastre, el a fost. A fost la Tatăl, a fost Logosul. Dar nu l-au cunoscut. Abia după aceea vine Apostolul Pavel și ne explică tare frumos. Ei, beia, au băut apă dintr-o stâncă care venea după ei. Și stânca era Hristos. Știau evreii lucrul acesta? Nu știau. Dar aici, păi zice, o veni la Isai, adică s-o transferat din curțile cerești și o devenit om. Aici este un mare mister. Și mulți creștini nu pricep acest lucru. Fratele Eugen vrea să ne mai spună aici ceva. Dacă... Da. Apostolul Petru spune că Duhul lui Hristos era în prorocii. Prorocii care au profețit despre venirea Lui și despre tot. Citesc 1 Petru, capitolul 1, versetul 10. Prorocii care au prorocit despre lucrul despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor străbale. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejur avea în vedere Duhul lui Hristos, Duhul lui Hristos care era în ei. Când vestea mai dinainte patrimoniul lui Hristos și slava de care vreau să fie urmat. Se pare ca Ioan aici să spună că ei, adică mai mari, poporul evreu, nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă a fost profețit. Și chiar dacă Domnul Iisus Hristos a venit la ei săi și să-i nu a primit, a fost între ei și toate cărțile Vechiului Testament vorbesc despre el. Și nu era foarte greu ca să-și poată da seama din mărturisirea pe care o făcea Domnul Iisus despre el. Că mărturia lui spunea, nu este a lui, este a Tatăl din care m-a trimis. Mă gândesc că la Duhul care era în pronoc, adică Duhul lui Hristos, Hristos era prin Duhul Său prezent și în Vechiul Testament. De asta se referă Ioan aici la... Da. El era în lume. Sigur că da. Când noi ne gândim, Moise amintește frumos și spune din mijlocul fraților voștri va ridica Dumnezeu un profet ca mine. De el să ascultați. Și evreii știau că trebuie să vină Mesia. Știau. Dar nu l-au putut recunoaște când a sosit. Mai în jos o să citim, dacă ajungem cu textul pe acolo, mai în jos, unde Ioan amintește foarte frumos și le spune: între voi există unul pe care voi nu-l cunoașteți. Auziți? O profețit Isaia, o profeție Ieremia, o profețit Daniel, o profețit mai devreme Moise și nu l-au cunoscut. Nu l-au cunoscut. De ce? Pentru că ei aveau în minte un fel de a veni Mesia. Și nu a venit așa cum l-au așteptat. A venit altfel. Așa cum și noi astăzi avem pretenție de la un frate, de la o soră, să fie altfel de cum noi am gândit. Dar nu e așa. E altfel. Și sigur că nuanța de a-L cunoaște pe Iisus, am mai spus-o eu aici, cândva, Domnul nu le face de cunoscut niciodată, nici că e născut din Betleem, nu le-a spus niciodată. Și ei toți știau că trebuie să vină din Betleem. Și el nu le spune niciodată. Și eu mă întrebam de multe ori, de ce? O păstrat un secret. De ce? Să-l cunoască după activitate. După felul cum el a venit. Că el a venit exact cum Tatăl cerea.
ei nu au putut să recunoască lui. Și apoi fratele Dragoș. Da, am amintit o parte, prea numai să spun în sensul că ei l-au așteptat, ei n-au cercetat Scripturile să vadă cum trebuia să fie acest Mesia pe care el l-a așteptat, ci s-au uitat, s-au gândit în mod firește și au zis, mă, noi avem nevoie de un eliberator, un om puternic, un om mândru, care să lupte împotriva romanilor, să ne elibereze, dar dacă se poate să fie, să cucerească și tot ce este în jur, să fie o, așa ce zice, o împărăție, să facă el o împărăție cea pe pământ. Asta așteptau atunci și din contră Domnul Iisus a venit ca smerit, poftim? Ca om. Da, ca om. Și cum n-aș fac un om, să vină. Da. Deci ei așteptau complet un alt om, pentru că așteptau după mâncarea lor firească, uitându-se în jurul lor. Și așteptau un om ca și ceilalți, un mare biruitor, un Alexandru Macedon. Un Alexandru Macedon. Dacă vineau, îl recunoșteau 100% și puneau din părat. Dar nu asta. Da. Dar venit, a văzut Dumnezeu să trimită. La a doua lui venire așa va fi, dar la prima nu. Când el va stabili împărăția, va fi un Alexandru Macedon și mai mare. Că, frate Valentin. Nu știu, cunoscut timpul cercetărilor. Foarte. Anticipatul ca la prima venire. Și nici acum au venirea, la a doua venire au așteptări total greșite, total altfel. Și Domnul a spus clar cum va veni, ce va face și să-și ia împărăția de drept care a fost. Biblia confirmă lucrul acesta și omenirea nu-i acum atunci a intrat în favoarea aceea la lui a venit și a lui nu l-a primit. Poporul Israel. Pentru că numai poporul cu ei avea Dumnezeu un legământ. Acum s-a întins bunătatea lui Dumnezeu, s-a întins peste tot neamurile. Și chemarea e făcută și cine vrea să-l primească. E bine, zice, cine va crede, că deci sunt niște adevăruri foarte fundamentale. Cine va crede, se va boteza și va fi mântuit. Și noi creștinii de obicei ne oprim aici. Cum a zis fratele Eugen, de-aia susțin. Scoate numai ce ne place la noi. Ce nu ne place, nu mai scoate. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Da. Și tu am amintit versetul. Astăzi, omule, oricare ai citit, nu-ți împetri inima. Deci, Dumnezeu s-a pus o favoare, s-a dat pe unicul său fiu, ca să moară pentru tine, oricare ai fi. Dar și tu trebuie să faci ceva. Da. Să ai credință și să ai purtare, să ai cutare și sunt multe lucruri, nu intrăm în amănunte. Și acum, aceeași lucru se va întâmpla. Și cum a fost Ierusalimul? Mă duc cu gândul până în capăt. Atunci când au ascultat, și-au cerut pedeapsa tuturor, și neamul de astăzi aia face. Uitați-vă voi, fraților, mai mult ca oricând, creștinătatea în general, nu vorbesc de cealaltă care se departă de Dumnezeu total. Eul lor, tot felul de lucruri care stăpânește pe om și cel mai mare idol, alt Dumnezeu cu bani, să mă contraziceți care îți vrea, cum îți vrea. Și atunci Dumnezeu întotdeauna, dacă ne uităm la istoria poporului Israel, pentru idolatrie a fost cel mai pedepsit. Așa se va întâmpla și acum. Nu-L avem de pe Iisus ca Domn și Mântuitor și iară luptăm cu alte lucruri care n-am trebuit. Mulțumim. Frate, probabil ai vorbit tare și s-o înregistrat, dar să fie un microfon. Nu, că eu e sală. E pe sală? Da, da. Bun. Avem oameni și așa poate. Bun. Așa. Atunci ne ducem mai în jos un picuț, a venit la Isai, nu l-a primit. Dar ceva se întâmplă la cei care l-au primit dintre evrei. Așa zice versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă. Auziți? Copiii ai lui Dumnezeu. Amin. Dreptul ca să facă. Se pot face? Da. Se pot face atunci când aud mesajul. Acceptă mesajul. Dacă cineva nu acceptă mesajul, nu poate deveni un copil al lui Dumnezeu. Numai că s-a întâmplat un miracol. Nu, dragii mei. Când auzim mesajul lui Dumnezeu, sigur că așa au făcut evreii credincioși de pe vremea Domnului, care au primit mesajul în timpul Domnului. Și apoi ne arată și felul cum se pot face copiii lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge,
nici din vaia firilor, nici din vaia vreunui om, care e o naștere naturală, ci din Dumnezeu. A se naște din Dumnezeu înseamnă a se naște în Duh și în adevăr, așa cum Domnul spune la femeia de la fântâna lui Iacob. Aceștia care se nasc din Cuvântul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, noi suntem frați. Nu știu dacă ne gândim mai adânc la punctul acesta. Aveți prieteni mai apropiați ca frații? Aveți surori și frați mai apropiați ca frații? Oare de ce Domnul spune într-una din împrejurări că mama și frațele îl caută afară? Și Domnul zice, uite, mama mea și frații mei. Sunt toți acei ce fac voia lui Dumnezeu. Noi de-aia suntem prieteni buni, că am acceptat toți pe Iisus și am fost născuți din Dumnezeu. Ne-a înfrățit Dumnezeu prin jertfa scumpă a Domnului Iisus. Dându-ne harul acesta să fim împreună. Da, frate Eugen? Am vrut să spun atât aici, la, spune că, adică celor ce crede în numele Lui, un lucru foarte, foarte important. Numele ține de identitatea și de caracterul nostru. Și Dumnezeu, în Marea Sa îndurare, mi-a dat voie să ne facem copii ai Lui prin credință, cu alte cuvinte, pentru că noi credem în numele Lui. Adică devenim prin credință asemănători identității Lui și caracterul Lui. Adică noi, prin faptele noastre de credință, facem încet prin credință voia lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu ne-a dat voie să facem copii ai lui Dumnezeu. Pentru că ne dorim să facem voia Lui. Da. Fratele Valentin, și apoi... Nu există alt nume sub cer în care este mântuire decât în numele lui Iașua. Deci în numele Fiului Dumnezeu nu există alt. Orice ar zice oamenii, orice ar face. Și legătura asta care spui tu, Doamne, dă ce zic eu acum să nu fie adevărat. În timpul de pe urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu știu, nu judec pe nimeni, departe e mie gândul ăsta. Dar eu văd. Acum deja se începe să pună legătura de sânge, exact ce e acolo trecut, decât legătura de frăție sau de adevărat. Fără de rău. Așa văd eu lucrurile. Poate eu scord, nu văd bine, zice ce-ți vrem. Eu tare mult văd frații că sunt aproape eu tare de mine. Domnul să devine cuvântat. Așa trebuie, frate meu. Nu te contrazic. Dar, când e vorba, așa, legătura de sânge e foarte scumpă, e foarte apreciată, e foarte... Așa, da. Am vrut să spun că Pavel Apostolul foarte frumos nuanțează în Filipeni, în capitolul 2, cu care va merge la vale, acolo zice ca numele Lui să se plece orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava Lui, că Iisus este Domnul. Nu există mântuitori și salvatori alții decât pe aceea pe care Dumnezeu i-a rânduit. Cine îi află pe alții, treaba lor. Dar noi trebuie să fim atenți și să verificăm. Și dacă avem posibilitate să corectăm bine, dacă cineva ne aude, dacă noi lăsăm, meargă pe drumul lor. Că noi nu putem convinge pe toți că noi credem cel mai bine. Cine vrea să verifice, să verifice cu regula de măsură, cum am spus de mai multe ori, care e Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne duce la cuvântul mai jos și ne spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui. Slava întocmai ca slava singurului Lui născut din Tatăl.
Dar am vrut ceva să spun înainte, căutam între timp, îmi cer scuze că nu o să fiu chiar aici, legat de aspectul care l-ai menționat aici, că ne-a dat dreptul să se facă, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Știm că evreii, ce calitate aveau de față de Dumnezeu? De robi. Robi. Ei nu se puteau adresa Tatălui lui Dumnezeu ca și Tată, ci ca Iahve sau ca Dumnezeu oștirilor. Ei nu puteau să zică Tatăl. Și noi ar trebui să profităm de lucrul ăsta, că noi de multe ori ne gândim ce cuvânt să folosim când ne adresăm lui Dumnezeu, dar ceea ce Biblia ne recomandă e să ne adresăm Tatăl. E un mare, mare privilegiu, fraților. Uitați ce zice Apostolul Pavel. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și Galateni, iară, să vedeți, Galateni 4:6. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Tată. Noi avem privilegiul ăsta. Așa trebuie să ne adresăm. Tată! E un mare privilegiu. Evreii n-au putut, n-au avut dreptul să adreseze ca și Tată. Ne aducem aminte când apostolii insistă și ei, Doamne, am vrea să știm și noi care e rugăciunea cea mai potrivită, cum să ne rugăm. Și Domnul nu le spune cum îi găsim pe creștini, unii creștini care nu se departe de noi, că atunci când începe un studiu cu ei, ei imediat încearcă să te instruiască, să nu-i mai zici Tată, să-i zici Jehova. Nu e un nume rău. Dar Domnul Iisus nu i-a condus la acest lucru. Și Domnul le-a spus în rugăciune, Tatăl nostru care ești în cer. Ce poate fi mai apropiat ca și când spui cuiva tată, mamă, frate, soră, da? Frate Eugen? O să întâlnesc de versetul 13. Relația, vedem aici exact ce ai spus, frate meu, relația părinte-copil. E foarte important. Și aici ne spune, zice, născut nu din sânge, nici din voia fiilor. Adică nu în mod natural, nu în mod normal, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Este foarte, foarte important. Această naștere se dovedește prin faptul că ne-a dat din Spiritul Lui. Știți că oamenii spun, mă, ce bine seamănă copilul ăsta cu tata lui sau cu mama lui. Adică are trăsături după tata și după mama. Și dacă mai ales sunt trăsături bune, apoi chiar și bucur câte un pic. Că cineva spune, măi, uite, se vede că e crescut în familia aceea, că uite ce seamănă cu tata lui, cu mama lui. Și nu mă opresc mai mult aici, că acest lucru îl cunoaștem toți și suntem convinși că așa este. El s-a făcut trup. Acest lucru mulți nu pot să priceapă. Pentru că spun, Dumnezeu Iisus s-a coborât pe pământ și El a fost câteodată Dumnezeu și câteodată a fost om. La fântâna lui Iacob a fost obosit și a fost om. Dar când a umblat cu apă, a fost Dumnezeu. Și sigur că aici e un picuț de problemă. Și faptul că noi n-am văzut un om perfect și nu știm câte poate face un om perfect, din această cauză noi credem că Iisus, de fapt, a fost mai mult decât un om. Greșit, dragii mei. El a venit să pună balanța la zero. Un om perfect a păcătuit și un om perfect a venit să moară în locul lui Adam. Iisus n-a fost nici înger cât avea avut pe pământ, că era mai mult decât un om. A fost omul Iisus Hristos. S-a făcut carne, s-a făcut trup, ca să devină un preot milos, să poată compătimi. Acest lucru îl învățăm foarte bine dacă ne uităm și prin volumul 5, unde găsim multe nuanțe frumoase. Dar cine
socotește că e prea mult să le citească, acest lucru n-ar trebui pierdut din vedere. Omul perfect Adam, vă dați seama, vorbea cu Dumnezeu și e fără mobil, vorbea cu Dumnezeu. Cum vorbea? Știți? Nu știm încă. Prin Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu era peste omul perfect. Dar omul perfect, Adam, s-ascunde. Înseamnă că și vedea ceva. Omul perfect, Iisus, umblă pe apă și zice Petru, Doamne, dacă Tu ești, spune să vin și eu. Și eu aș vrea să vin pe apă. Și ce zice Domnul? Mă, tu încă nu ești încă cât trebuie, dar dacă ai credință, hai, pe apă la mine. Și-o umblat și el pe apă. Ce frumos, dragi frate! De aceea să nu cădem în extrema aceea că Iisus a fost și Dumnezeu. Asta e o teorie falsă, falsă, falsă. Pentru că omul perfect, Iisus, a venit să plătească exact ce a făcut Adam greșit. Da, Rudi? Da. Dacă Domnul Iisus ar fi fost mai mult decât un om, n-ar fi cerut să-L urmăm. Să urmăm exemplu, să urmăm viața Lui. Apostolul Pavel în Evrei zice un lucru, în Evrei 4 cu 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, fără păcat. Noi știm din Iacov că Dumnezeu nu poate fi ispitit. Dacă era Dumnezeu, nu putea fi ispitit, fraților. Absolut. Absolut. Doar dacă era om 100%. El a fost om 100% și de aia poate să vină și ne înțelege, pentru că El a fost ispitit în toate ca și noi. Nu în un lucru, în toate. Și atunci noi de-aia cerut să-i urmăm exemplu, să-i urmăm viața Lui, pentru că a fost om. Dacă era mai mult, puteam, noi tot n-am fi putut spune, a, păi Domnul Iisus a fost Dumnezeu. Nu cine să pune cu El? Noi nu putem face. Ba să poate. Da. Vedeți de ce adversarul lui Dumnezeu și a omului o îndrăznit să meargă să-L ispitească pe Iisus? El a fost o ființă specială la Tatăl. Și când a făcut transferul șovinist și s-a făcut om, El era mai puțin ca îngeri și ca ființele spirituale. Și a zis, acum e momentul să-L ispitesc și să-L câștig. Până a fost la Tatăl, în glorie și în putere mare, nu a putut să-L ispitească, să-L tragă Satan de partea Lui. Dar când a venit și s-a făcut om, a zis, acum e mai jos un pic ca îngeri, cum zice în Evrei. Și atunci a zis, acum îl pot ispiti. Însă Domnul nu a uitat de unde a venit. Spiritul acela care l-a avut la Tatăl, i-l a dat și când a fost pe pământ, că a fost credincios. Frate Eugen, dacă n-ai uitat că... Totuși, nu am uitat, totuși un pic nu dă mare, exact ce am spus și astăzi, contextul la o parte. Înțeleg că așa lucrurile. Pentru că dacă începem să citim din la început, Evanghelia de pe ea îmi spune altceva. Apoi. Dar diferența între Adam și Iisus Hristos este una foarte mare. Diferența dintre copiii lui Dumnezeu, am spus din nou, prin Cuvântul lui Dumnezeu și Iisus Hristos este foarte mare. Și tocmai Ioan ne arată aici în Evanghelie. Și Pavel spune așa, al doilea Adam a fost un duc dătător de viață. În 1 Corinteni, capitolul 15. Aici trebuie să fim un pic pus foarte, foarte, foarte atent și să facem o diferență. Eu înțeleg perfect să zicem, doctrina asta, sau faptul acesta, că înțelegem lucrurile că Iisus Hristos a fost numai om. Dar totuși, Biblia ne arată, și în contextul lui Ioan, Evanghelie după Ioan, total diferit acest concept. Și epistolele, în mare parte, și Biblia în ansamblu. Mulțumim, frate Eugen. Da. Noi, fapt că cercetăm nu de azi, nici de ieri, Scripturile, în punctul acesta, vrem să nuanțăm legea lui Dumnezeu care nu dă greș. Până și Moise spune foarte clar, și am amintit citatul, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru ce? Vă rog.
un proroc. Ca mine. De el s-a ascultat. De el s-a ascultat. Dar știm că și pe Moise, ăsta Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pentru faraon. Ne aducem aminte. Foarte adevărat. Iisus a fost un Dumnezeu. Nu contestă nimeni. Pentru că însuși Domnul Iisus amintește și spune către cărturari și farisei, eu am zis că sunteți Dumnezei. Toți veți muri ca un domnitor oarecare. Ce înseamnă Dumnezeu? Puternic. Și fiecare din noi putem fi un puternic. Dacă biruim. Dacă nu biruim, nu suntem puternici. Vom muri ca Adam, dacă nu biruim. Dacă murim credincioși, murim biruitori, ca Iisus. Da, Rudi? Da. Totuși, eu am înțeleg pe fratele Eugen și am auzit și eu multe teorii. Pe, unii spun că 100% Dumnezeu a fost și 100% om, dar totuși a fost om, dar a fost Dumnezeu s-a primit închinare și tot felul de argumente. Deci, la Tatăl a fost Dumnezeu. Problema când a venit pe pământ a fost om și Apostolul Pavel ne spune clar că se identifică ca singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Nu zice omul Dumnezeu Iisus Hristos, ci zice omul. Omul Iisus Hristos. Atât. Punct. Deci când a fost la Tatăl, a fost Dumnezeu, dar El când vine pe pământ, vine ca și om. Ca om perfect, bineînțeles. Vine ca om perfect, dar nu a avut prerogative de Dumnezeu. Nu a avut pe pământ. Însuși expresia, Fiul omului. Fiul omului, exact. S-a născut ca om. Frate Eugen, frate Valentin. În față că ai completat aici la urmă, lucrurile, dacă le-am privit o cunoștință mai amplă a cuvintelor biblice, ar fi ferice de noi. Ce folosește creștinătatea total de acord cu moțul fratele Rudi. Tată. E un extraordinar cuvânt. Dar ca, când zic Dumnezeu, pot să confund un pic lucrurile. Da. Cui numi Satan? Dumnezeu acestei lumi. Dumnezeu acestei. Ce-a fost Satan? Un înger mare, rubin strălucitor când l-a creat Dumnezeu. Domnul Iisus a fost mai presus de că a fost singurul născut din Dumnezeu. Deci aici să stăm noi la ce este scris. Deci singurul născut din Dumnezeu a fost Yeshua Hamashia, din Iacve, ca așa este și dacă merem în profunzimea cuvântului, a Tatălui, cu numele Lui. Dar noi am folosit și cuvintele care, cum au zis surorile, în limba românească, că ne place mai bine. Sigur, dar trebuie să explicăm lucrurile astea. Eu cred că Domnul nostru, Mântuitorul nostru, a fost un puternic. Da. Să numim Dumnezeu, mai completat la urmă. A fost, fraților. Că dacă nu era, nu se putea pune la ispitele care au fost pus de Satan, nu, să învingă, vorbesc, și-a învins moartea, a învins locuința morții. Dacă nu era un puternic, dacă nu era un Dumnezeu, eu nu zic că omul perfect. Că, deci ca și om. Ca om a fost perfect. Fără păcat. Asta înseamnă om perfect. Dar a fost un puternic. Să nu uităm. Biblia confirmă lucrul ăsta. Oricum vrea, oricum nu vrea. Că Domnul Iisus a fost. Dar lumea confundă. Îl confundă pe Tatăl că a fost. În El și-a murit pe cruce și așa mai departe. Ce greșeală fundamentală? Contextul acela, dacă l-ar înțelege creștinii, sigur că n-ar face confuzie atunci când zice că Dumnezeu era în Hristos în părtul lumea cu sine, da. Arătând o nuanță în care Iisus a acționat în armonie cu voi. Exact. Să vedem cum a fost El puternic. Când noi zicem că nuanța fratelui Valentin, da, poți să zici că e puternic, dar dacă mergi pe ideea de Dumnezeu în sine, zici, bă, noi nu putem înfrânge, nu putem birui spitele, încercări, că nu suntem Dumnezeu, nu. Da. Dar e o problemă, fraților, aici. Pentru că uitați-vă cum a birit El și numai recent am înțeles mai bine textul acesta. Vă este cunoscut textul din Evrei 5 cu 7. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Noi aplicăm textul ăsta doar în ghesimă. Dar aici textul zice așa, în zilele vieții Lui. Exact. Asta înseamnă că tot timpul o ridicat strigăte și o plâns înaintea lui Dumnezeu ca să primească putere, să biruiască ispita. Noi nu facem lucrul ăsta, fraților. Dacă am face așa ca Domnul Iisus,
sigur am fi biruitor în ispite. Da, frate Eugen, frate Paul. Un singur lucru ne aduce la ideea de omul perfect Iisus Hristos. Așa cum am amintit frate Nelu, imaginea de răscumpărare este am primit dreptatea lui Dumnezeu. Am murit un om, a trebuit să mor un om. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. N-am avea voie să fie nici mai puțin, adică să fie un animal, au fost animale și nu au reușit, dar n-am avea să fie nici mai mult un înger sau chiar un Dumnezeu, trebuia să se coboare la rang de om. Pentru că altfel nu era împlinită dreptatea și Dumnezeu nu se minte pe el. Deci Dumnezeu n-a cerut nici mai mult, nici mai puțin. De-aia trebuie să fim atenți la Vechiul Testament. Bun, mulțumesc. Robi? M-am gândit, nu știu dacă e potrivit, să zic că Domnul Iisus a făcut o dublă lucrare. Nu numai răscumpărarea, ci și ca model pentru o nouă creațiune. Și acolo mă gândesc că lupt de dător de viață pe linia aceea. Nu știu dacă bine m-am gândit. Exact. Nu? Și acolo apare. El a venit să răscumpere întreaga rasă. Și aici textul acesta, tocmai acest lucru zice că-și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi, zice Apostolul, am primit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Așa cum Tatăl l-a apreciat pe Domnul câtă vreme a fost ca Logos, așa l-au apreciat apostolii și sfinții din toată vârsta evanghelică. L-au apreciat pentru că El a venit și s-a cheltuit. Și El a deschis o cale pentru noile făpturi. Această cale care El a deschis-o, ea s-a sfârșit la Calvar și sigur că noi ne uităm cu drag la activitatea Domnului și Ioan vine și clarifică bine Vechiul Testament aici în punctele acestea. Și pentru noi rămâne să ne cugetăm tot mai adânc și să clarificăm, să nu ne agățăm de o idee fără să gândim. Cum povesteam odată cu un frate, frate drag, zic, dar tu vezi șapa, că avea impresia că știe exact tot ce trebuie. Zice, de ce mă întrebe așa? Păi zic, sunt locuri unde nu le vezi. Nici tu, nici eu. Și atunci ce spunem? Mă, poate fi și altfel, pentru că nu am ochi și aici. Dar nu am. Spatele fratele lui Vlăcea. Dar el... De aceea trebuie să fim cuminți și să fim atenți la orice text care nuanțează ceva. Fiindcă... Totuși am făcut progres, că am făcut 4 versete. Rămân tot același dator, că nu pot să mă duc tare cu spor. Am fost neactiv. Ați fost toți activi. Acest lucru foarte important, fraților. Da. Îți mântuire. Da. Fundamentale. Da, voi îți zice, fratele vostru e prea îngăduit și ia ce să duce încet. Da, eu mă duc atât cât pot, că am îmbătrânit. Când o fi încă iară tânăr, probabil dincolo, voi avea spor mai mare. Vă mulțumesc, dragi frați, și doresc binecuvântarea Domnului să ne însoțească și să ne facă să creștem în har și adevăr. Amin. Asta trebuie să se întâmple cu noi. Harul, mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, care a arătat față de noi. Între asta trebuie să creștem în fiecare zi, să fim sensibili față de mesajul lui Dumnezeu și, în adevăr, trebuie să fim tare atent cum învățăm și cum predăm la alții, cum ne-o zice și fratele Eugen, să încercăm să tăiem cât mai drept posibil. Adică cât mai drept putem tăia când știm bine cartea aceasta. Domnul să ne binecuvinteze și mă iertați că mă opresc aici.